Agenția de Plăci Intervenție pentru Agricultură anunță că în perioada de 29 ianuarie-8 martie 2024 inclusiv, fermierii pot depune cereri de acordare a grantului direct producătorilor agricoli din sectorul vegetal. Resursele financiare totale pentru schema de ajutor de stat se ridică la 1,2 miliarde de lei. Agenția de Plăci Intervenție pentru Agricultură informează potențialii beneficiari că în perioada 29 ianuarie-8 martie 2024 inclusiv pot depune cerere de acordare a grantului direct producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Ordonanța Guvernului numărul 5/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, precizează APIA. Cererile de acordare se depun la centrele locale județene ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București. Pe raza teritorială a fost depusă cererea de plată aferentă anului 2023. Grantul direct reprezintă o plată compensatorie pe suprafață și este de echivalentul în lei a 100 de euro pe hectar. Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 de euro. Resursele financiare totale sunt de 1,2 miliarde lei, reprezentând echivalentul a 243,23 milioane euro, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2024. Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate și documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și ghidul solicitantului, se vor regăsi publicate pe site-ul APIA, relatează digi24.ro.